Autoritățile au impus noi restricții anti-COVID-19 la nivel național de luni. Masca redevine obligatorie pentru toată lumea, inclusiv în aer liber. Se impune interdicția de asemenea circulației pe timp de noapte, cu excepția vaccinaților sau a celor care au trecut prin boală. De asemenea, sunt interzise nunțile, botezuri și alte evenimente private. Accesul în restaurante, mall-uri, cinematografe, unități hoteliere și instituții se face strict pe baza certificatului verde. În schimb, persoanele nevaccinate vor avea acces doar în magazinele alimentare și în farmacii. Raed Arafat a anunțat lista cu noile restricții anti-COVID-19 impuse în toată țara. Masca devine iarăși obligatorie pentru toată lumea. Cea mai importantă chestiune care n-am menționat-o și o să o spun acum, dacă îmi permiteți, masca devine obligatorie peste tot, se anulează toate excepțiile pentru mască, gen birou cu 5 persoane vaccinate, cu 10 persoane vaccinate, iar în exterior singurele activități care rămân fără mască sunt activitățile sportive individuale sau dacă se practică sport în condițiile care le prevede hotărârea, atunci este ok. În rest, masca revine obligatorie în următoarea perioadă. Se interzic evenimentele și se impune carantina de noapte. Sunt interzise evenimentele private, nunți, botezuri, conferințe, workshop-uri pe durata de 30 de zile, restricții la magazine, limitarea programului între 5 și 21, iar de la ora 22, pe întreg teritoriul țării, va fi interzisă circulația, decât pentru excepțiile care le cunoașteți, la care se adaugă persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Introducerea certificatului verde în aproape toate domeniile de activitate, excepție fac magazinele alimentare și farmaciile, în care vor avea acces și nevaccinații. Cinematografele, sălile de fitness sau locurile de joacă vor fi deschise la 30% din capacitate, iar accesul va fi doar cu certificat verde. Accesul în toate zonele care nu sunt esențiale, asta lasă la un loc farmaciile, magazinele alimentare, asta se face numai folosind certificatul verde pentru persoanele vaccinate sau trecute prin boală. Pentru magazinele esențiale se intră cu măsurile de sănătate publică, dar fără certificat verde. În rest, se intră pe certificat verde persoane vaccinate sau trecute prin boală. Copiii care sunt sub vârsta vaccinării nu pot intra în spațiile respective decât dacă sunt însoțiți de un adult care este cu certificat valabil de vaccinare sau trecut prin boală. Pentru magazinele alimentare din interiorul centrelor comerciale, adică mall-uri, se va intra numai cu certificatul verde, pentru că în mall nu se putea intra decât cu certificatul verde. Cum am zis, deci vaccinat sau trecut prin boală. Românii vor trebui să prezinte certificatul verde și dacă vor să meargă în vacanță în țară. Și unitățile de cazare vor trebui să fie prezentate certificatele verzi, inclusiv în hoteluri. Competițiile sportive sau concertele în aer vor fi interzise pentru următoarele 30 de zile. Activitățile competițiilor sportive vor fi desfășurate fără public în următoarea perioadă. Sunt interzise, bineînțeles, concertele, spectacolele în aer liber, iar la nivel de cinematografe, la nivel de teatre, capacitate de 30%, dar cu certificat verde testat sau trecut prin boală. La fel, restaurantele vor continua să funcționeze în condițiile care funcționează doar pentru persoanele cu certificat verde sau cu trecere prin boală, dar cu limitarea programului până la orele 21. Și accesul în instituțiile publice este condiționat. Autoritățile cer organizarea programului de lucru în regim de telemuncă sau muncă la domiciliu pentru cel puțin 50% din angajați. În clădirile publice, în clădirile oficiale, este obligatorie prezentarea certificatului verde pentru vaccinat sau trecut prin boală sau testat pentru toți care sunt din afara sistemului care lucrează în clădirea respectivă. Toate instituțiile publice, private să treacă, dacă se poate, la telemuncă la 50% din persoane. Acolo unde nu se poate, atunci activitate în schimburi. La nivelul clădirilor private, pentru clădirile care sunt cu peste 50 de persoane, atunci se va prezenta la fel certificatul verde pentru vaccinați, trecuți prin boală sau
testați. Școlile și grădinițele vor intra în vacanță pentru următoarele 14 zile, după care prezența în format fizic va fi suspendată, doar creșele vor mai fi deschise. În schimb, accesul la slujbele religioase va fi posibil, fără certificat digital, cu respectarea măsurilor de distanțare socială și a purtării măștii.